Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, dar ce săptămână vă așteaptă? Știți că noi suntem așa cum și-ar dori orice fel de român. Nu-i mai bine să înceapă săptămâna marțea, că începe lunea așa, e prea din pripă, mă înțelegeți? Așa că mai bine începem marțea și o să fie bine, doamnelor și domnilor. Hai să vedem cam ce conține un prim subiect, după care avem niște bunătăți de subiecte, dar și bunătăți la propriu. Care este subiectul despre care vă vorbeam? Monica Angel își face dreptate. Îndrăgita artistă și-a angajat două avocate care vor face lumină în cazul furtului de identitate. Imaginea cântăreței a fost des folosită în ultima perioadă în diverse reclame pentru pastile și picături de slăbit, dar fără voia ei. Ce spune legea și ce despăgubiri cere Monica Angel, aflați doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu trebuie să ratați imediat. Ce lucre s-a inima, cunoscut-i sigur cineva, ce mă iubește sigur cineva. Sunt sigură că nu sunt singură, sigur că acolo sus ne iubește cineva. Da, doamnelor și domnilor, ei bine, într-un minut intră Monica Angel. Până atunci, stimați telespectatori, o să le facem intrarea, să mergem la bucătărie, pentru că se întâmplă săptămâna asta ceva absolut senzațional. Așadar, a venit ardealul la noi, doamnelor și domnilor, Lena Miclău și Septimiu, soțul, îngerul păzitor, este aici alături da, de noi. Bine ai spus. Nu știam, dragă, ce bucătăreasă senzațională e. Să spună soțul meu. Da, chiar este, serios că este. Dar de ce mult este, dragă? Păi, noi suntem de la Ardeal, nu de la București. Asta e diferența. Am înțeles. Asta am răspuns pe repede mai devreme un banc, știi, cu doi ardeleni care stau într-un lift și se oprește liftul. Și după vreo 3 sferturi de oră, un ardelean zice: a, păi ție, nu se pare că merge prea încet? Niște oameni răi. Nici chiar așa. Ardealul este, într-adevăr, fruncea, doamnelor și domnilor. Însă noi avem, astăzi vă propunem un nou nume în constelația bucătăriei de la noi. Este vorba despre șef Adrian Salomia, care lucra la o groază de restaurante foarte tari. Gătește absolut senzațional. Bună ziua! Bună ziua, domnule, dragă! Bună ziua și vouă, dragii colegi de bucătărie! Așa, domnul e simpatic, este personaj, o să vedeți. Până atunci, astăzi gătim pe bază de drojdie. O să vă explic povestea drojdiei puțin mai târziu. Până atunci, dragă Lena, ce ai tu de gând să arăți astăzi lumii gospodinelor, notați? Păi nu știu dacă tu ai auzit de pupuri cu prune. Pupuri? Da, cu prune. Un fel de plăcințel. E pupaturi sau pupuri? De la pupaturi. Așa te pupă cu pupuri? Nu știu, așa... cum se numește auzit filmul ăla care a fost pupumă, un fel de pupumă, am înțeles. Nu știu, e un fel de plăcintă cu prune, dar o să vezi, e foarte bună, foarte bună. Deci este cu drojdie, cu prune și cu ce mai este? Ce mai puneți în afară de prune și... Uite, lapte, unt, făină, prune, scorțișoară... ulei, drojdie. Drojdie. Nu foarte povestim multe, să știi, nu sunt foarte multe ingrediente, dar sunt cele care trebuie. Foarte bine. Domnul o să o ajute pe Lena, dacă are nevoie, o să vedem. Pe de altă parte, însă, domnul Adrian dovedește și el ceva pe bază de drojdie, și anume... Astăzi vom pregăti niște plăcinții cu specific dobrogean. Așa. Se numesc cherdele. Cum ai zis? Cherdele. Am crezut că mai... vom folosi oțelea mea de vacă sărată, ceapă verde, mărar și o să facem și o mică sălătică, ca o salsa mai românească, care să se asocieze cu aceste bunătăți. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, o să lucrăm în paralel, o să tot trecem pe la ei, o să mă povestească Lena, are o piesă nouă, clipul este foarte tare, mi l-a arătat Septimiu, o nebunie, o să vedem exact și cu cine și ce. Dragii mei, spor la treabă, mă întorc la voi. Imediat venim, doamnelor și domnilor, până atunci schimbăm registrul, pentru că avem un lucru important de discutat. Foarte multe celebrități au avut o
problemă în momentul în care numele lor este implicat în reclame care nu au legătură cu ei. Oameni despre care noi, unii dintre ei, am mai vorbit, care sunt cu adevărat niște delinvenți, niște pirați ai internetului, cum ar fi, încearcă să facă bani pe baza, pe spatele vedetelor. Alături de noi se află acum, lămurind o situație cu fermitatea care o caracterizează, Monica Anghel, împreună cu doamnele avocat Ramona Mihailescu și Amalia Bica, care o reprezintă. Bună ziua! Ne pupăm? Noi ne iubim așa. Este o slăbătură profesionistă, asta i-am spus, pentru că a slăbit. Ești am văzut că te-ai făcut manechin, mi-a arătat Alin Gălățescu. Da, am fost la prezentări de modă. Da. Pentru prietena mea, Cera Mihailescu. Bravo. Monica. Și alături de Alin am fost. Da, Alin o să vină acușa. Da, ce mă bucur. Bravo, să vă ocupați. Doamnelor și domnilor, dacă ați descoperit pe net, domnul băiatul e în spate, dar celebritățile nu intră așa când vrem noi, ci intră când vor ele. Odată l-am prins de 1 iunie, cine știe dacă ni s-o mai întâmpla vreodată. Ei, lasă că mai vedem, noi negociem da. Acolo. Trecem într-un registru foarte grav și foarte serios. Nu înghițiți tot ceea ce vă oferă de mâncare internetul. Pentru că de multe ori celebritățile nu au nicio legătură, ba dimpotrivă, merg către demersurile legale. Din acest motiv avem și două distinse avocate aici alături de noi. Monica, ce s-a întâmplat? Păi, așa cum spuneai și tu, nu întâmplător, am venit împreună cu aceste două doamne care mă reprezintă, doamna avocat Ramona Mihailescu și doamna avocat Amalia Maria Bica. M-am săturat pentru că de niște luni foarte, foarte bune tot descoper pe rețelele de socializare că eu am slăbit cu nu știu ce picături, cu nu știu ce pastile, cu nu știu ce batoane, cu tot soiul de mizerii din astea. Deci sunt mai multe atacuri. Noi avem, o să rog regia să-mi ofere câteva imagini cu o postare pe care Monica o va oferi în tribunal. Acum eu vreau să vă întreb cum faceți să-i descoperiți pe ăia, că în general pe internet știu un domn care a încercat să dea, nu știa pe cine să dea în judecată și a dat în judecată platforma WordPress, care e un fel de schelet, e ca și cum ai da în judecată schela de la bloc. Exact, înțelegeți? Așa este. Internetul a evoluat extraordinar de mult. Problema este că noi, în urma acestei evoluții, venim cu specialiștii cu care și noi lucrăm la rândul nostru, vom face un follow-up cu dumneavoastră ulterior despre demersurile care sunt începute, sigur, dar sunt într-un stadiu incipient. Stadiu incipient care ne obligă la o ușoară confidențialitate, tocmai pentru că, evoluând atât de rapid situația asta cu internetul, ne putem trezi în postura în care alergăm după un site, acela se închide, apare altul, absolut, acela se închide, apare altul. Și în acest moment, noi asta facem. Noi suntem în punctul în care i-am descoperit, în punctul în care, și este important să știe și vedetele care au pățit-o și care de multe ori se duc la câte un profesionist și le spune nu se poate face nimic, că se poate face ceva. Este extraordinar de important să vrei să faci. Imediat vreau să aflu de la dumneavoastră. Nu vreau să văd numele, mă interesează, dar scrie așa, Monica Anghel, rezultat, dați înapoi, măcar să citesc eu, dați-mă pe mine când mă dau pe intelectual că știu să citesc, dați înapoi treaba aia, aș fi vrut să blurăm că nu mă interesează să pun numele unor cetățeni. Așa, da, treaba este următoarea, puneți-o, o să o iau eu de aici. Doamnelor și domnilor, un site, sau mă rog, o pagină de Facebook era asta, da? Arată, una dintre ele. A? Una dintre ele, că una sunt dintre multe. Ele în care spune, domne, uite cum am slăbit eu și trebuie să spunem că acest site, uite dacă ați zărit, care se numea Super Health, nu are, îi cunoști? Nu-i cunosc, nu m-a întrebat nimeni niciodată nimic, nu mi-a cerut nimeni voie să se folosească de imaginea mea. Deci astea sunt niște falsuri. Practic mi-a fost furată identitatea, mi-a fost furată imaginea și sunt oameni care au cumpărat din nefericire prostii din astea și care au ajuns la spital. Rezultatul meu într-o lună minus 20, într-o lună. Ai slăbit într-o lună? Nu există așa ceva. Eu slăbesc și am început acest proces de slăbire. Hai să explicăm în cum ai slăbit. 6 ani. 6 ani. De 6 ani de zile fac cum acest lucru. Că noi de anul trecut de când ne-am văzut, tu ai mai slăbit. Am mai slăbit, da, într-adevăr. Cum faci?
Mănânc de două ori pe zi, dar nu mănânc de capul meu. Sunt în legătură directă și permanentă cu doamna doctor Alina Spinean de la Brașov și dânsa este nutriționistul meu de 3 ani de zile. Deci eu țin legătura cu ea, da? Mai nou m-am înscris și la niște cursuri, instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională. În primul rând fac aceste lucruri pentru mine. Dacă cineva va avea nevoie de sfatul meu, îl voi da cu cea mai mare plăcere. Când ai descoperit prima oară, după care o să mai vorbim cu doamnele avocate, dar doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, o să vedem acum care a fost cronologia acestor fapte, ce a descoperit Monica, cine sunt ăia și cu ce se ocupă, adică ce vând ei, fără să dăm nume de produse. Din ce rezultă că ar fi slăbit Monica și să vedem exact cum vor fi demersurile legale din partea distinselor doamne avocate. Câteva minute și revenim cu Monica, cu doamnele avocate și cu alte surprize în această emisiune. Stați cu noi! Suntem aici împreună cu Monica Anghel și doamnele avocat Ramona Mihăilescu și Amalia Bica, cu care vom vorbi situația incredibilă și care trebuie sancționată a faptului că Monica îi se fură identitatea și tot soiul de oameni vă vând pe net niște soluții de slăbit care nu au legătură cu Monica. O să vorbim imediat. Până atunci nu vreau să ratez momentul la bucătărie. Repede să vedem. Se frământă aluatul, doamnelor și domnilor. Ce înseamnă să ai... Ce faci, domnul Adrian, acolo? Pregătim aluatul pentru plăcintele noastre cu brânză ferată. Da. Și îl vom lăsa un pic la crescut, în jur de 30 de minute. Mai apoi, între timp, vom pregăti restul ingredientelor, adică umplutura noastră. Da. Da, doamnelor și domnilor, e foarte bine. Trebuie să vă spunem că și Lena, care este acolo împreună cu Septimiu, dar și șef Adrian Salomia, folosesc cu multă încredere drojdie de la Secretul Bunicii, care, evident, este folosită pentru aluaturi bine crescute. După cum știți, avem o prietenie spectaculoasă cu acest brand, care oferă produse de foarte bună calitate. Așa este, arată un aluat bine crescut cu drojdia care, evident, o merită. Da, doamnelor și domnilor, mult succes, Adriane! Mergem mai departe, gata cu mâncarea, să trecem la tribunal. Deci, te rog să-mi spui care au fost mesajele. Pentru cei de acasă, atenție mare, Monica vă spune care sunt mesajele care au fost asociate ei și care nu sunt adevărate. Pentru ca și cei de acasă să se ferească și să nu cumpere de acolo lucruri care nu sunt adevărate. Problema, știi care este, că aceste pagini, da, de pe rețelele de socializare, unele dintre ele scriu și niște povești, ca și când eu aș fi spus acele lucruri. Zim. Deci nu țin minte, că nu mai vreau să ies din casă, că niște tâmpenii din astea mi se zbârlește pielea pe mine de ce au putut să inventeze. Ideea este în felul următor, că în toată această ecuație cred eu că atât ANAF-ul cât și Ministerul Sănătății ar trebui să se implice în astfel de situații, da? Pentru că nu e vorba doar de faptul că ok, mi-au furat ei o poză și s-au folosit de ea. Dar vând niște produse care nu sunt în regulă, care nu sunt testate de Ministerul Sănătății, unul la mână, doi la mână, încasează o groază de bani, da? Pentru care sunt convinsă că nu plătesc niciun fel de impozit, de taxă, de absolut nimic. Bun. Conform acestor site-uri, cu ce spun ei că ai slăbit și nu e adevărat? Ce au zis? Că trebuie să-mi spui ca oamenii să ferească. Deci Monica Anghel nu a slăbit cu două puncte. Idealica, de exemplu. Idealica, sunt niște picături care au zis ei, cu care au spus ei că eu am slăbit. Nu ai slăbit eu cu el. Eu nu am folosit în viața mea așa ceva. Picături.
Nu am folosit în viața mea aceste picături, nu am folosit în viața mea tot așa niște batoane, dar nu mai țin minte cum se numesc. Nu am folosit în viața mea niște... Deci batoane de slăbit sau... Monica exact, Angel batoane nu de slăbit. A folosit batoane de slăbit. Mai departe. Nu am folosit nicio pastilă pentru slăbit, că erau și niște pastile cu care tot ei ar fi spus că eu am slăbit. Ăștia nu. De aici spuneau cu pastilele sau cu ce erau? Nu mai știu exact care, că sunt multe, sunt foarte multe, cam Cristi. Cam câte au fost până acum? Chiar poate doamnele avocat ne spun că câte... Avem noi mai mult de 10 site-uri 10 descoperte. 10 site-uri diferite? Da, da. Câteva produse sunt comune. Aha. Punctual vom reveni, așa cum am spus, ulterior, pentru că în acest moment suntem în pregătire strict din perspectiva asta, a le descoperi, a le inventaria și a merge pe ele țintit, pe fiecare dintre aceste produse. Ați încercat să ajutați de oamenii ăștia? Da, sigur că da, exact asta facem. Noi exact asta facem. Ați încercat să luați legătura? Cum e? Ceea ce Monica Angel încearcă să facă în sensul de demersuri și asta cred că trebuie punctat cumva, că în situația dată trebuie să faci un demers. Strict ce se întâmplă din punct de vedere juridic, și tehnică, procedură și așa mai departe, nu cred că e de interes pentru absolut nimeni. Nu. Ceea ce și Monica Angel arăta mai devreme, demersul ei în această etapă nu a avut legătură cu niciun fel de produs sau niciun fel de supliment, le neagă cu desăvârșire și tot dânsa a și antamat anterior în discuție faptul că prejudiciile aduse nu au fost doar de imagine, cât și de încrederea pe care a primit-o Absolut. Și a avut-o față atât de apropiat și de către tot publicul și vorbim și de o răspundere a consumatorului în concret. Pentru că consumatorul real, vorbind, a fost prejudiciat de tot ce s-a întâmplat. Există oameni care ți-au scris legat de produsele astea, Monica? Da, bineînțeles, primesc zilnic zeci de mesaje, sute de mesaje, doar că nu pot să răspund la toate mesajele și oamenii mă întreabă, doamna Monica, e adevărat că ați slăbit cu... Idealica sau cum mai știu eu ce sau cu... Super Health îi chema pe ăștia sau chestii diversi de... Și le spun, nu, nu este adevărat, nu cumpărați acest produs, nu este testat. Dar repet, nu pot să stau să răspund la sute de mesaje în fiecare zi, n-am cum, nu am cum să fac acest lucru. Da, e o situație care cu siguranță trebuie reglementată. Știți foarte bine că există foarte multe celebrități care au fost implicate într-o asemenea situație și este într-adevăr trebuie pornit de undeva, pentru că nimeni încă n-a ajuns la o pedeapsă care să fie o exemplară. Adică, domne, așa este. Dacă Monica merge mai departe și Monica merge mai departe exact despre și frige pe românește tare pe unii, ceilalți știu ce îi așteaptă dacă fac. Sau cel puțin Monica, mergând mai departe, depășește limitele a ceea ce s-a făcut deja. Este important de reținut faptul că în această eră a vânzărilor pe internet, a marketingului agresiv, într-o eră în care persoanele publice vând și își asociază numele, brandul personal cu alte branduri, cu alte produse, este foarte ușor să fie induși în eroare consumatorii. Adică, practic, persoanele care vor cumpăra acele produse. Și sigur că da, acei consumatori trimit mesaje și întreabă, doamna Monica, e adevărat că a slăvit, doamna Monica, am cumpărat și eu, dar n-am slăbit. Aici începe problema. Pentru exact. Că deja cineva spune am luat, n-am slăbit, Monica Angel mi-a recomandat ceva și nu e adevărat. Despre asta este vorba, pentru că prejudiciul nu este doar al Monicăi Angel, care este un prejudiciu de imagine, fiindu-i asociată imaginea cu un produs cu care dânsa n-a avut niciodată vreo legătură, dar este vorba de prejudiciu consumatorului, așa cum a spus și colega mea și așa cum a spus însă Monica. E vorba despre oamenii care nu știu, care au încredere în vedeta Monica pe care o văd la televizor de 30 de ani și în care au încredere. Așa este. Și care li se pare că este un garant pentru eficiența unui produs, atenție, despre care noi nu știm dacă este farma sau dacă este un produs din acea categorie de naturist, din acea categorie de plante, noi nu știm încă. Și până la acest moment, să știți că am încercat
Asta voiam să vă exact întreb. Asta facem. Exact asta facem și să știți că nu avem răspunsuri pozitive. De asta vă spuneam că pe demersurile juridice o să fim puțin mai... o să păstrăm puțin confidențialitatea până la un anumit punct în care vom putea să expunem integral nu numai societățile comerciale, pentru că se vând prin anumite societăți comerciale, dar persoanele fizice care stau în spate, care nu vând doar acest produs. Știți ce vreau să vă întreb? Acum, ele pe Facebook se petrec treburile astea? Sau nu numai pe Facebook. Se promovează în Google, se promovează în toate, prin toate mijloacele posibile, pentru că este foarte adevărat că oamenii când caută, caută pe motoare de căutare și pe cele mai cunoscute. Social media și motoarele Facebook de Google. Și la Instagram eu știu că tu poți să trimiți... Dai report. Dai report. Sigur că da. Și problema este că ei, mie... că ei închid site-uri și pentru că unii au băut apă și n-au știut cum să o bea. Ascultă-mă puțin, Cristi, eu nu pot să dau eu report la aceste site-uri pentru că mie nu mi-apar. Mie nu mi-apar niciodată. Toate acestea apar... Ei nu pun acolo tag Monica Angel, păi că nu au niciun interes. Păi nu. Exact. Înțelegi? Am o fostă colegă de liceu cu care m-am întâlnit într-un magazin întâmplător și mi-a spus despre unele dintre aceste produse că și le-a comandat, a luat și a doua zi a ajuns la spital. Deci nu, nu, toate au o limită, nu se poate așa ceva. Repet, eu nu am recomandat niciodată asemenea produse, nu le-am testat niciodată, nu știu absolut nimic despre ele, nu am nicio legătură cu ele. Cu nici unele dintre aceste produse. Încă ceva ce vreau să mai subliniez. Foarte mulți spun pe site-urile astea că mințiți că și-a tăiat stomacul. Nu mi-am tăiat nici stomacul. Ok? Dacă mi-aș fi tăiat stomacul, aș fi spus. Aș fi recunoscut. Da, mi-am tăiat stomacul. Nu e o rușine, dar până la urmă. Oamenii când fac o chestie de genul ăsta, chiar le recomandă pe doctorul ăla. Exact cum eu l-am recomandat pe doctorul care m-a operat pe mine pe coloană. Da? Da? Dar nu, nu se poate, adică toate au o limită. Eu înțeleg că fiecare om și mizează pe lucrul ăsta, că oamenii vor în general pastila aia magică, picătura aia magică, nu există. Nu există așa ceva, există doar determinare și anduranță, punct. Exact. Trebuie să-ți dorești și atunci când îți dorești, într-adevăr, poți avea rezultate. Ești sănătoase. Atent? Exact. Absolut. Bun, un mesaj foarte puternic al Monicăi, trebuie să înțelegeți lucrurile astea. Deci, un sfat din partea unui om bătrân, adică eu, cum ar fi. Deci, momentul în care vedeți că este o postare și vedeți că, știți, se vede imediat dacă e cu trimitere, dacă îi scrie cu albastru Monica Angel, e cu Monica Angel. Dacă nu e cu albastru cu Monica Angel, este foarte clar că este ciordeală. Pentru că n-are timp Monica încă, deși și-a angajat o echipă și probabil că se dă, numai dacă dai căutare pe astea, îți apar. Probabil că acum în fiecare zi trebuie să dai căutare. Unele încă apar. Deci nu le-ați reușit să le dați report la toate, cred că pe Google AdWords e mai complicat. Exact asta facem. Ce este important de reținut și asta ca o lecție în general pentru toți oamenii, indiferent că sunt persoane publice sau că sunt persoane private, oameni care nu vor să, eu știu, apară la televizor sau care nu au nicio legătură cu viața publică. Persoana publică și imaginea persoanei publice nu este un bun public. Imaginea Monicăi Angel, imaginea oricui vreți noastră, imaginea dumneavoastră, nu este un bun public. Nu. Este o imagine pe care o pot admira, este o imagine pe care o pot salva în telefonul meu, dacă vreau să o salvez în telefonul meu, dar nu o pot folosi ca și cum ar fi a mea. Pentru că există lege care sancționează un asemenea comportament. Este o problemă foarte mare cu tânăra generație care încă nu are o educație din această perspectivă. Nu știu unde este limita între ce avem voie să facem pe acest spațiu public, pentru că să înțelegem, este spațiu public la fel ca strada principală din centrul Bucureștiului. Facebook sau mai știu eu ce, orice altă rețea de socializare, este spațiu public. Tot ce facem, spunem acolo, se poate întoarce și împotriva noastră. Suntem responsabili pentru tot ce se întâmplă acolo. Iar este, deci îmi doresc foarte mult să rămână exact așa, ca și un statement, dacă vreți să-i spuneți în felul ăsta. Imaginea persoanei publice nu este bun public.
Imagine, nu vă puteți folosi de imaginea cuiva fără acordul persoanei respective. Exact. Puteți, păi, persoana publică sigur se supune comentariilor diverse. Că e bine, că e rău. Asta e o lume liberă și puteți să o faceți. Sigur, chiar dacă da. Uneori, în general, în zonele de social media, 90% sunt oameni care își varsă frustrările pe oameni chiar dacă fac sau nu fac nimic. Poate să spună despre Monica și acum că Monica e grasă, deși mi-a spus că n-a mai fost așa de la 24 de ani. Adică este într-o formă senzațională din punct de vedere, din punct de vedere fizic. Adică oamenii sunt liberi să spună toate tâmpenile. Dar când luați imaginea și se numește proces. Exact așa se numește și răspundere. Și răspundere, da. Răspundere și din punct de vedere juridic civil și penal. Juridic, penal și mai scoateți și bănuți, ușor, ușor. Aceasta, să știți că este un... aceasta este o țintă îndepărtată. Până acolo... Nu credeți că îi arde dacă le... pe oameni, dacă e cu banii? Întotdeauna acțiunile de prejudiciu, de orice natură, că sunt civile, că sunt penale, au și un prejudiciu cuantificat în bani. Dar până să ajungem acolo, pe noi ne interesează materialul de sancționare. Absolut. Sancționare civilă, sancționare penală al unui comportament care, în mod vădit, este antisocial. Da. Monica. Da, referitor la ceea ce spunea doamna avocat Mihăilescu, și anume faptul că toate rețelele acestea de socializare, fiind zonă publică, da, ca și pe stradă, poate că n-ar fi rău ca și jignirile oamenilor aduse către noi în mod gratuit ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte să ne jignească. Pentru că sunt convinsă că și tu absolut ai trecut prin chestii de genul ăsta, atât tu cât și Oana, soția ta, și toți colegii noștri din și așa mai și departe. Nimic și pentru nimic. Da? Eu, de exemplu, ceea ce fac, și mie mi se întâmplă să văd câte o postare chiar a unui coleg sau a unei persoane publice care să nu-mi placă. Bă, dar nu-mi place. Mă duc mai departe, dar nu mă apuc să jignesc. Da? Este ca și când merg pe stradă și trec pe lângă un om și mă apuc și îl jignesc. Omul acela este îndreptățit, nu-i așa, să cheme poliția și absolut să primesc amendă. Am dreptate? Sigur că da. Bun. Pentru că avem și noi o lege care ne spune cum să ne comportăm în public. Am ajuns la momentul în care finalizăm acest subiect și ar vrea să știu care sunt pașii pe care îi veți urma și după aceea noi ținem aproape de caz. Deci, ați adunat informațiile, după care ce faceți? Ca să știe băieții ce îi așteaptă. O las pe colega mea să vă spună. În prima fază, așa cum colega mea a menționat, vorbim de notificare către ei și încercăm să avem un demers prealabil pentru prealabil acțiunii în instanță, după care vor fi demersurile de natură juridică în instanță, atât în civil, și vom discuta și de răspundere penală. Acum, tehnic vorbind, nu cred că asta interesează termenii din punct de vedere juridic. Este o răspundere civilă delictuală, o acțiune în sensul ăsta va fi formulată, da, o acțiune în instanță cu proces, iar apoi demersurile de natură penală, plângere penală și așa mai departe, în funcție și de răspunsul lor ca urmare a absolut procedurii prealabile. Ce mai am eu de completat? Am de completat și acesta este un mesaj către consumatori, către persoanele care au achiziționat aceste produse, indiferent că s-au simțit bine sau că nu s-au simțit bine după ce le-au folosit, mergeți și faceți reclamație la poliție. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Cu cât mai mulți dintre noi și dintre dumneavoastră luați atitudine asupra acestui comportament, repet, în mod vădit antisocial și absolut nelegal, cu atât mai bine pentru noi să fim feriți pe viitor și copiii noștri de asemenea marketing agresiv, fraudulos și care ne pune în pericol sănătatea și sănătatea publică, aș spune eu. Monica, un ultim cuvânt și după aceea te invit să cânti, că dacă nu cântă Monica atunci când apare, soarele nu mai răsare. Doar un ultim cuvânt? Nu, dragă, acum episodul ăsta e primul episod, ca să zic așa. După da, care păi, eu vreau să concluzionez această întâlnire a noastră prin a vă mulțumi atât ție cât și colegilor tăi, să le mulțumesc și doamnelor avocat pentru că îmi sunt aproape și sper din suflet să reușim să soluționăm pozitiv această chestiune, astfel încât consumatorii să fie niște oameni foarte bine informați, sănătoși și fericiți și eu să-mi văd de viața mea în liniște, astfel încât să nu mai fiu asociată cu tot soiul de lucruri care nu au niciun fel de legătură reală cu mine.
Monica, te invit la locul nostru de cântat. Foarte frumos. Le mulțumesc doamnelor Mihăilescu și Bica. În bucătărie se trebăluiește în mare fel, după cum vedeți. Lucrurile se așează acolo, o să trecem imediat. Până atunci, piesă frumoasă, frumoasă, frumoasă de la Monica. Să ascultați. E de sezon. Să zbor.
fost împreună la bine și la rău, iar el a prins 80 de ani lângă iubirea vieții sale. Viorel Lis a fost un răsfățat la ceas aniversar. Oana Lis a avut grijă să nu îi lipsească nimic, dar nu a reușit încă să îi mai îndeplinească o dorință. Costă prea mult și deocamdată banii se duc pe tratamentul fostului edil al capitalei. Despre ce este vorba și cât de iubit s-a simțit Viorel Lis când a schimbat prefixul, aflați totul din prima, doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Stați cu noi! Am preluat la legătura, doamnelor și domnilor, ne aflăm chiar în acest moment în fața bucătăriei, sunt corespondentul dumneavoastră special. Ăsta este microfonul pe care mi l-au dat frații noștri de la Agro TV care sunt alături de noi. Este un microfon special, ne putem aștepta la orice. Zici că sunt Dan Diaconescu, dar nu sunt. Așadar, doamnelor și domnilor, poate acest praz are legătură cu domnul Adrian, care este din Teleorman, dacă mă înțelegi. Aș fi luat-o personal cumva. Ce face acolo? Imediat, ce, cum o... Bună ziua, în primul rând, legătura preluată. Așa, de la bravo, dumneavoastră. Preia legătura. Vă mulțumesc frumos. În primul rând, vă prezint această compoziție care miroase divin, cu ceapă verde și mărar verde. Aceasta va fi umplutura noastră pentru plăcințelele noastre. Așa. De ce ai pus acolo? Avem o brânză de utele mea de vacă, sărată. Așa. Mărar proaspăt, ceapă verde și atât. Și după aia ce îi faci? După aceea o să încorporăm în acest saluat și vom face chierdelele noastre la chierdele? Chierdele, exact. Am crezut că ai zis perdele la cum început. Cum făcea bunica pe plita de lemn. Ținând cont că noi acum am evoluat un pic. Acum avem plită de pe inducție, lemn, adică, așa, ne-am șmecherit. Cam atât de la mine. Da, legătura. Da, Lena, doamnelor și domnilor, bun găsit. Vreau ceapă astăzi. Se numește praz, mă rog, praz, da, nu vreau praz astăzi. Sunt cu prunele. Așa, zi cu pupurile. Pupurile cu prune. Uite aici am făcut aluatul. Da. Și ai tăiat prunele frumos. Am tăiat prunele și după aceea ce-i faci? Am pus zahăr vanilat, am pus scorțișoară și un pic de pezmet ca să absorbă apa și o să umplu pupurile mele. A, deci după aia iei fiecare prună și o... Nu, 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 nu. Întind aluatul, așa ca o plăcintucă și pun în mijloc Da, pruna. Să-mi spun să vă predau legătura puțin mai târziu, da? Ca să rezolvăm problema. Da, vreau să știu, Septimiu, deci care este cea mai tare rețetă cu care te pune Lena de fiecare dată, te face praf? Mă, să știi că gătește mult și foarte bine. Acasă mi-e foarte ușor. Aici mi-e mai greu, că eu trebuie să-i supraveghez. Uite, și să nu încurce prazul... Cum sunteți așa de slab, să nu încurce prazul cu prunile, untul cu alea. Aici e problema, acasă e simplu. Uite, la aluatul meu merge și umplutura lui. Da? Și merge și cu brânză sărată și cu brânză dulce și cu gem și ce ai acasă. Deci tu chiar te zim care este cel mai tare lucru pe care îl faci. Deci un om zice, bă, ciorba dacă de burtă, zic eu. O ciorbă de burtă. Ciorbă de burtă? Nebunie. Tata, pe lângă, viitoare poate ne faci și nouă, așa păi să și ne revenim. Păi și ciorba de fasole fac foarte ciorbă bună. Ciorbă de fasole? Da. Gata. Ciorbă de fasole, ciorbă de ciorbiță ești? Știu, da, dacă... Nu neapărat, da? Da? Și altceva, așa, pupur, o să gustăm iau acasă, du-l la copchel acasă, așa, și așa fel principal, main course, cum se spune. Ce vă plac, ce ție, sau la copii? Păgătește niște coaste de mistreț, aia vreau să spun ceva nebunie. Mistrețul, vii tu cu el? Da, vin eu cu el, da, dacă nu-l chem eu și vin el la mine. Aia, am înțeles. Da. Bine că nu face ceva de urs, dacă te duci la munte poți să mănânci specialități de urs. Vine ursul la uță, ușă îți bate și după aia nu știu cum e pe Valea Vrapului. Poți să-l mănânci dacă vrei neapărat, nu e o problemă. Te uiți pe roaler ca să știi unde pregătești niște labă de us. Da. Mulțumesc foarte mult, revin la voi, doamnelor și domnilor. Tu ai trecut la... Da, o să pregătim și un side dish lângă aceste plăcințele. Eu cred că mă pot apuca, da? Vă rog frumos să vă apucați, dragii mei, doamnelor și domnilor. Acum au fost delicatesele, urmează și rafinamentul. Andreea, Simona și Alin Gălățescu sunt alături de noi. Maestre, după cum vedeți,
Aici e cu buzunărașe, nu? Da, cu buzunărașe. Doamne, n-ai mai fost... Am pus să decolteu și scurtăm și scurt în același timp, când avem un decolteu mai adânc sau mai amplu, da? Eu cred că tu ai îmbrăcat două ținute azi de aici. Că tu de obicei veneai cu ceva foarte scurt. Acum ai... Am înțeles, mai da. Mai compensăm din când în când, știi? N-ați remarcat... dunga ciorapului anii 40, așa. Femeile pe vremea sărace își făceau dunga cu creionul, că n-aveau ciorap cu dunga așa. Datorită războiului. Iar acum suntem niște fericite că ceam de... acum suntem niște fericite și voi și noi, că beneficiem de latura estetică. Mi se pare normal. Nu mai trebuie să facem improvizații pentru a ajunge la esență. Doamnele, domnule, avem multe lucruri să vă arătăm astăzi. Începem cu vedetele noastre, după care mergem și în străinătate, mergem la Hollywood cu Andreea și la premiile BAFTA cu, cu Alin. Până atunci o avem pe Amana în cabina telefonică. Bine, e o cabină telefonică simbolică. Da, din piele așa, un Moschino wannabe, să zicem. Combinația e ok, da, exact. Îi stă bine, o prinde pielea neagră, bine, ea e blondă și atunci negru o prinde senzațional, are ochii foarte frumoși. Da? Da? Bine, e o cabină simbolică okay pentru Londra, acest roșu londonez. Și dacă ne uităm... e totuși clișeatic, are ciorap plasă mică. Păi știi că fetele, artistele de la noi obișnuiesc să poarte tocmai din cauza luminii. Exact, lumina foarte puternică moștii de pe scenă. Aproape. Să ai piciorul foarte compact. Era pe scenă, pe de-o parte, pe de-altă parte și are cizme înalte. Deci, vedem în capătul obișnuință așa. Nu e rău, nu e bine, e cam clișeatic. Cam clișeatic, doamnelor și domnilor. Dar sigur să că trecem frumoasă, la note. Nu vorbim despre asta. Da, sigur. E ok, vorbim e ok, e normal. 8-8. Bine, mulțumim. Se vede calitatea produsului, pielea e foarte ok. Am înțeles. Mai ales și bine lucrat, mult pielea, așa. Da, mergem la Vlăduța Lupău. Care și-a revenit spectaculos după naștere. Și-a revenit senzațional de bine ea. Arată super bine. Ea a pozat și rochea noastră, cred că anul trecut, înainte să fie cu burtica. Și aici? Și aici e foarte ok. Îmi place foarte mult ținuta ei și îmi place foarte mult stylingul pe care l-a creat. Era, dacă nu mă înșel și dacă mi s-a spus corect, la filmările ultimului său videoclip. Și într-o zonă oarecum, da. Așa, e ok. Mie îmi place cum îi vine zona rochiei, da, e o rochie interesantă. Make-up-ul este în regulă. Ce să zic, îmi place Vlăduța aici. Avem în vedere faptul că e o ținută de show, e scuzabil. În sensul că se vrea un gen de cutiuri așa, dar e ca un cutiuri de galați așa sau de călăraș, foarte drăgălașă. Nu știu dacă și-a revenit sau nu, că în momentul ăsta mamele jevin fabulos. Sunt alte vremuri, exemple, alte metode. Chestia aia din păr, așa, ducând spre Spania. Aș fi renunțat într-adevăr la acele flori. Brățăruca aia, aducerea norocului ținută undeva sus, așa, e ultra pase, dar mă rog, e Vlăduța, așa că poți să ceri și poți să nu ceri. Mie îmi place rochia. 7 de la Alin, 9 de la Andreea. Foarte drăguță. Mi-am place rochia. Nu-i rău, și accentul ăsta pus pe deasupra șoldului, dar nu-i rău. Bun, mergem mai departe. Dă trandafir. Vă rog să nu avem reclamă la ceva că vă bată direct. Avem niște trandafiri de la Moldova. Oana Radu, da. Oana Radu. Da, e o cântăreață. Care e altceva decât Oana Radu. Care e altceva decât Oana Radu. Și decât Ioana Radu. Și decât Ioana. Mamă. E reclamă la chestia aia portocalie. 100%, da. Care pare 100%. A nu se folosi uman. Arată metafizic așa. Nu înțeleg codițele alea. Soluția aleasă cu codițele de sus care intră în osmoză cu restul părului e un pic ciudată. Trandafiri ăștia morți așa, săraci. Sunt mai degrabă odioși, un pic tragici așa. Ți-e milă de ei, știi, uite de la care atârnă acolo la șoferă. Ăla e decedat. Ăla-i vai de mama lui. Ăla de la gât e mai erect așa, mai pe viață, dar restul... Ea arată frumos. Exagerat un pic și sprâncenele, și codița, și rujul, nu și se, foarte multe iarăși pomeți. Nu se vede foarte bine acea fundă de la acel body care l-are pe dedesubt. Ba, se vede funduliță, ce? E oarecum chip, în zona aceea. Bine, dar uite-te la măsuraș. Și fără, păi renunțăm la trandafir, păstrăm decât sacoul oversize, care este ok, este în tendință. E un sacou negru cu corset. Exact, și nu dai greș cu el, dar în schimb, haideți să renunțăm la trandafir, la fundiță și la bine, cele două condiții. Nu înțeleg de ce și lumea își scrie chestii pe corp. Adică risc să le uit sau nu înțeleg. Dacă ne vedem, ea este tăiată nu odată, ci de două ori la gât.
Da, și mie mi se pare să așa. Să nu-și amintească sau să cel care o vede să, da. Bag, să citească. Eu pot să înțeleg că treaba asta că... poate să fie un fel... Nu-mi plac tatuajele, dar să zicem că e un fel de deviză, te reprezintă. Dar la gât, da, mi se pare prea sus, prea toate visibil. Zonele care țin orice de față și... Orice purta acum... Nu le mai poți ascunde. Nu mai poți ascunde. La fel cum sunt cele care urcă un pic pe față. Sunt oameni care scriu pe față. Ce faci? Ce faci? E complicat. Deci, într-adevăr... Plus, iarăși, gâtul fiind o unitate mică, capătă repede circularitate. Deci ar trebui să o iei și să o parcurgi pe toată structura corpului ca să înțelegi mesajul. Sunt frumoși sânii, bine puși în context. Starea e pozitivă. Starea e pozitivă, ea a slăbit senzațional. Nu știu, mai... Așa, cu 7. Au, mamă, dacă e 7, e mai de... Îmi dă o stare pozitivă. A încercat ceva, dar nu e ieșit. Mergem acum către... Ana Morodan. Ana Morodan. Cine? Eu n-am recunoscut-o, sincer. Ana Morodan. Nu am recunoscut-o. Nu cred. Ia. Da? Mama a bătut toate biancele, toate... Poartă, bineînțeles, o perucă, îți dai seama că... Bine, stai, peruca ca și peruca. Dar nimic nu are legătură cu... E un look personaje mișto. American style, așa un stil foarte nonconformist și futuristic americanesc, mai... pe care fetele din USA... Și britanice, să nu uităm, acolo e o bucată de steagul mare britanic. Da, dar negru, alb, roșu. Cizmele roșii și acest gen de pantalon este specific celor din United States. O combinație cu motor. Da, dar mie îmi place, Ana. E într-o lumină diferită. Mie îmi place personajul ăsta. Nu are legătură cu Ana, adică să fim clari. Ana are povestea ei, ok, dar personajul ăsta în sine e foarte mișto, n-are legătură cu Ana. Deci pentru și toată pentru combinația pe care a făcut-o, inclusiv cu ochelarii, super styling, da? Și pusă lângă deci statuiei bine totuși. În contrapunct. Da. Mult. 9 cu 9,5. E în regulă, o avem pe Andreea Bălan, celebra fotografie cu piciorul scos de la Angelina Jolie, citire, coloanele frumoase, frumoase așa, undeva, nu? Undeva în țările calde e. Un pui de Arabia, da, un ceva arabesc. N-arată rău, ea arată bine de fapt, așa. Nu înțeleg dacă a combinat pantofii gold cu bordajul ăsta. Bordajul e un pic cheap, așa. Este, da. Bordajul ăsta argintiu. Știi se termină ciudat de în talie. De câte ori am discutat noi despre aceste bordaje și aceste aplicații. Rochia se dorește. Care, dacă nu sunt făcute corespunzător, nu arată și uite bine. Cum se termină, adică se vede clar că fusta aia se termină. Îți spun eu de problema. Dacă fusta ar fi fost într-o formă dreaptă și nu într-o formă de ar, fi avantajat-o mult mai mult. Dar, da, așa, dar asta nu e o rochie, o taie ba, da, diferit. E o rochie că văd că bordajul ăla, cum spuneți voi, și drept. Și în talie acolo cerea ceva. Eu întotdeauna pentru designer, când se termină bordajele astea nicăieri, așa, cum se termină alea, sunt de evitat. E lucrat bine măcar că bordajul e făcut pe ambele părți pe șliți. Da. Asta e o calitate a produsului. Îmi place cum coboară rochia corset, care evidențiază sânii, bineînțeles, coboară foarte interesant zona pe umăr. Zona de sus e într-adevăr ok, bine. Dar zona de jos, repet, acest an nu avantajează absolut deloc. Trebuia să fie dreaptă și inutil, fără... Pentru că ea are o formă clepsită, foarte frumoasă. Nu alungește aici, că ea e o tipă slabă. Îi neutralizează. Da, e neutralizează șobdu, care ea stă bine la... În schimb, ca și make-up, dar ca și hair, hai, ca și atitudine, e foarte ok. Ați dar făcut praf partea fără... de jos, să vedem ce iese de aici. Nu, e ok. 8 cu 8,5. Nici prea, prea, nici și poate. Și geanta poate... e potrivită. Bun, mergem către Nicole Sherry. Aici asta avem... Film? Nu e, cred că pentru film. Poate dintr-un clip. Ne iartă-mă, e că nu e ok. Are aici o copie identică cu un Yves Saint Laurent, acele haine de blană care au fost iconice, iar aici până are... Până și Hedy Schliemann a cedat o copie, o replică neînțeleasă, care îi vine, din punctul meu de vedere, eu n-am văzut-o pe Nicole cu așa o gafă de foarte mult timp și arată precum un înger. Da, e are un fel de Wednesday. Dark side, nu înțelegi nimic ce e acolo. Adică are o privire în jos, așa, totul e negru. Dar nu copiem halul ăsta. Adică ori purtăm original, ori stăm liniștiți acasă. Asta nu e original, nu? Nu, e bineînțeles. Uitați-vă calitatea blănii, avem acolo. Uite-te la bumbul ăla.
Deci e nasoală treaba. Da. Pe românești. Păcat. Și îmi pare rău pentru că Nicol are stylingurile wow, a avut niște stylinguri poza... surprinzătoare și o evoluție stilistică senzațională în timpul timpului. Nu e aici, foarte rău. Bine, aia cu apariția în film este de tot râsul. Da? Asta e altă discuție. Mie îmi place machiajul și părul. Machiajul, mă rog, machiajul și părul. Personajul. Da. Nu-mi place într-adevăr copia asta săracă. E ca o rudă săracă neinspirată. Și în poză sunt multe gafe. Ușa e preponderentă, chestia aia de pe masă care se duce zahărul sau ceva în ea, n-are niciun sens răs, acolo. În rest, platformele o avantajează, cărțările sunt minim, ok, da. Make-up-ul și... 7-7! Ne-am sincronizat pe Nicol. E Purceaua Martin Coteț, cum se spune pe românește, o avem și pe Monica în Bârlădea. Monica e o doamnă. Care Monica... este o divă, cum se află ea. Exact, exact. Chiar și înconjurată de reclamă până peste poate. Are însă o mare problemă aici. Ce? Și arme că stilistul i-a zis, a uitat să îi reamintească care o mânecă bufantă și i-a pus un sacou drept. Și săraca stă cu mânuța aia ca să n-ave ce să facă, o scoate afară mâneca amplă de la rochie. Eu cred că a uitat să-și dea acel sacou drept. Ori a uitat, ori... Poate era curent. Și de era obicei, frig. În astfel de situații, cei de afară apelează fie la pelerine, care îți permit libertate totală, fie la cape, care au tăieturile insuficient încât să poți să scoți mâneca. Cu excepția greșelii care nu e al ei, a stilistului, în rest arată încântător. Și stă foarte bine cu această nuanță de fucsia, care e o nebunie anul acesta. E o obsesie această, viva magenta. Am o rezervă la ruj, care probabil că e în simbolul casei, probabil l-a primit și trebuia să l-a primit, dar care are o tentă mult prea închisă și o altă radicală. E posibil să fie și de la Rina. Reclamă aici că mi se face rău? Da, corect. Are o altă temperatură de culoare decât... Nu, pentru bine, scoateți? Aici e Loredan. La filmul 21 de rupini, cred. Mickey Rourke vine în România și o avem, chiar dacă nu vă dați seama, pe Lori. Doi iubitori de doctori, doi iubitori de frumos, cărora uneori le iese, uneori nu le iese. Unul ea nu e și săracul de el. Bă, săracul el e un mutant. Ce bărbat era cu 30 de ani. Ce magic era. Și ce actor era atunci. După aia s-a cam săracul. A avut o chestie aia cu băutura, după aia cu boxul. Da. Au început să facă mutilări. A intrat pe operații estetice care cu boxul chiar nici măcar ai noștri nu le combină, nu le leagă. Și un tip care înainte era poate, nu știu, spre Keanu Reeves, ca frumusețe și mister și atractivitate, a ajuns un bunker, a ajuns un... Unul care zici că e bodyguard lui Mickey Rourke, care este prelucrată în continuare, Lori cuprinde. Dar Lori nu a folosit atât de mult face-up-ul Alin de data aceasta. Ediția trecută sau acum două ediții a fost nu recunoscută. Un face-up este un program și place și cu afiura. Îmi place rochia, îmi place cu afiura. Există un program pe Instagram care face chipul ăsta așa pictat. Mascat. Da, vorbim de acea aplicație care... Și a pus-o și lui, dar fii atent cum arată el. I-a pus-o și lui? A muncit. Păi, dar n-ai cum să faci, că faci, poți să... Eram doi. Nu poți să faci numai la unul? Nu. Și ce faci, vrea montez? Habar n-am, 20 și nici eu nu știu. Dar cred că nu. Andreea, cum pare că mai văzut la... Cum se face? Dar uite la el, săraca, face-up, cât a muncit. Poți să editezi și separat, dar dacă nu le editezi și pe colegul, ia iurea. L-a făcut și pe el, Gigea, cât de cât. Trebuie să fie echipa. A fost un fel de pies de prietenie. Hai că te fac pe tine. Nu numai eu mă fac felina. Vrei să vezi dacă funcționează? Testează-l pe băiatul. Oricum, mie mi se pare distractiv. Mie îmi place rochea, îi stă bine, decolteul e ok, combinația cu cărțările și tot. Și cu afiura, da. Ea e ok. De adresa doctorilor și în amintirea lui a ceea ce a fost. Dom'le, 9 săptămâni jumate nu-l bate nimeni. Ce să ne... Da. Asta zic, ăla era Mickey Rourke pe care noi l-am îndrăgit în tinerețe, după care omul a derăiat total. Uite, un alt face-up. Dar, mă rog, aplicat pe ceva, un test mai simplu. Mai simplu, ea fiind foarte frumoasă și tânără și așa. Aici nu-i mult de lucru la fix-up. Nu. Ea e ok, Laura e foarte young. Pe el, mă distrez când mai face poze și mai apare acea simpatică aplicație. Când face așa o față de bebe, zici că sunt. Uite și cum le iei ce cheliuță i-a făcut. I-a făcut-o. Așa, de vis.
de vezi, poți să te dai pe ea ca o buscuță fericită. Oricum, sunt haioși, amândoi sunt foarte mișto. Știi cum e, Holiday Postcard, Alin, trebuie să ai o, știi? Ea e super fată. Fotografie care să fie e ok, mi îmi place ținuta Lorei, care o pinte senzațional, e în vacanță, e frumoasă, e fresh, cum ne-am obișnuit să o vedem de fiecare dată. Deci e ok. Ia să vedem. Și ea și e sofie. 9 cu 9. Da, da. Ha. Cam astea cred foarte că sunt cinstit, ținutele așa, din România. Posibil să mai fi fost, dar nu-mi dau seama dacă... Nu-mi dau seama dacă mai sunt. Ce-ai trimis, ce-am trimis, am trimis cam... de la Hollywood... Ah, uite, și o mai avem pe Elena Gheorghe. Elena Gheorghe, o ținută street style, așa. Păi, greu, eu sunt mare fan mix and match ăsta, dar nu știu, e un indigo electric. Eu aș fi renunțat la blana de la Guler, Alin, și atunci ar fi dus la de la mânică e neagră cumva, sau din cauza umbrei? Nu, așa pare. Dacă e neagră, și renunțăm, e renunțăm și la cea de la gât și la cea de la mână și aia e senzațională că pare piele, vezi? Trenciul. Da. Din da, ce observi piele. Da, nu știu, e, mie mi se pare too much. Și dusă un amestec, se vede clar că e făcut din instinctul ei, nu dintr-un element stilistic. Pentru că și-a pus un top care, sigur că da, e mai original, că e asimetric, dar e totuși un top de alergare. I-a întrebat dacă mâna aia la mânecă este neagră, este... Încerca să facă o ținută all blue, da? All indigo, ăsta electric. Da, blue electric. Da, blue royal, să, dacă bagi și... Fără blana de la... Blana neagră și cureluța neagră și cu ăla, ăla e un i-am dat pentru ceea ce transmite ea și că e ok, adică nu... A încercat, dar se vede că încercarea ei nu a unui stil. Da, ia să vedem ce mai are. O femeie frumoasă care încearcă să se îmbrace original. Hai să vedem dacă bine, nu mai avem are, are ținute totuși ok, are niște are tipuri foarte să bine. Să trecem și foarte... la câteva fotografii pe care le... Ah, o mai avem pe Andreea Tonciu. Andreea Tonciu. La un restaurant, seara, frumos ieșit, aș fi renunțat la colanți. În rest, acest duc pie sau o fi dintr-o bucată, nu-mi dau seama, ori e fustă cu bluză, ori e rochie. E un romanto. Dar nu putea să renunțe la colanți, că atunci rămânea în chestia asta care e prea scurtă. Dar ca să fie purtată e cumva nici cum, știi? Da, nu e. Și oricum arată rău chestia aia după ea. Mie colanții îmi place, eu am și geduța, bineînțeles, care e un standard, mă rog. Nu e de brandurile tale, dar e de bună calitate. Există și alte branduri în afară de alea pe care le poartă Andreea. Și asta s-ar putea, s-ar putea asta de pe ea, dacă ne uităm bine la nascut, s-ar putea să fie... Eu nu l-am văzut nici într-o colecție. Dar arată rău. E o ieșire la un restaurant, e ok. Mie mi se pare ok. Nu poți să-i cer prea mult, n-a fost o ceremonie. S-a dus fata la restaurant. Eu n-aș fi combinat cu acei colanți. Eventual aș fi mers pe o bluză mai scurtă, dar în combinația colanții, aceasta... Îmi place chestia de alb-negru. Da, ce nu, avem aici, doamnelor și domnilor? Aici tu ești cu... Eu sunt, da, noi am îmbrăcat la Hollywood, bineînțeles. Deci creațiile Andreea au ajuns la Hollywood. Cine e aici? Este o stilistă... Howigs Vita o cheamă și împreună o să apară și cealaltă colegă. Uitați-o, aceasta este o actriță, Jackie Dallas, o actriță comediantă din de la Hollywood. Decât frumos. Sunt frumoase amândouă, să știi, Alin. Am avut ocazia să discut cu ele și sunt wow. Deci e after party-ul de la Grammys aici. Ce curajos, vezi? Și au denumit americanii deci after party-ul de la Grammys. De la Grammys, da. Okay. De la Grammys. Și au denumit leather couture, l-au denumit mai nou, pentru că au fost foarte... foarte fascinați. Pantalonii, corsetul și de la Jackie, decât corsetul roz era de la noi, dar în rest ținuta Vitei e total look de la noi, da, pe negru, all black look. Bravo, și oricum. Am uitat, de fapt n-am apucat noi să vedem în ediția trecută, să fost proaspăt așa după Grammys, na. Bravo, acum bravo. A fost BAFTA. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Și oricum tu lucrezi foarte bine asta cu pielea și puțin. Aici avem premiile BAFTA la propunerea lui Alin. Da, au fost poate cele mai echilibrate și elegante ceremonii de premiere din ultima lungă perioadă. Și marea majoritate a celebrităților au venit foarte bine îmbrăcate. Văd și că e foarte multă eleganță aici. Foarte bine și fără erori, fără... Zice, iar ea a strălucit absolut. Prințesa este absolut imparată. Acele mănuși perfecte. Curajoasă, cu mănușile negre și cu cercei care erau de la un brand de masă, erau 20 de lire. Asta este un mesaj regal. Și a refolosit ca și asta e un vintage Margiela. Da. Au folosit ca și, ca și Kate. Au refolosit rochile, ceea ce mi se pare extraordinar.
extraordinar. De fapt, la Zeta Jones, ea a fost cea mai excentrică dintre creații. Nonconformistă și futuristică. Și cu Schiaparelli, exact. Din ultima colecție de couture, care a fost acum puțin timp. Și a ieșit un Schiaparelli interesant. Bine, nu neapărat pe din t-shirt. Aici suntem tot noi, nu? E o copertă a unei reviste tot de la Hollywood. Ea este o actriță, joacă în filmele pentru copii, producție Marvel, da? Și e premiera unei reviste care urmează, care urmează să fie lansată în luna martie. Foarte frumos la premiere BAFTA. Spectaculoase ținutele la BAFTA. Și un mesaj foarte interesant de la prințesa... Întotdeauna. Deci prințul este membru de onoare al juriului. Bineînțeles că nu dă vot, dar e pe președintele de onoare al juriului. Iar ea este înăucitoare. Se pare personajul public cel mai asumat și bine conturat din toată... Și bine scris în povestea asta, regală cu bune și este câștigătoarea. Kate Blanchett, BAFTA, care cred că anul ăsta va câștiga și Oscarul pentru și Oscarul este genial, nu știu dacă l-ați văzut, dar este minunat. Exact. Da. Aici e foarte interesant această osmoză a mânușilor cu rochia, iar ea a fost considerată o reîntoarcere a Zeta Jones în primul plan. Foarte frumos, a fost drăguț. A fost... Ținutele spectaculoase și un eveniment reușit, British style. Ca de obicei. Doamnelor și domnilor, Andreea, Alin, mulțumesc. Mulțumesc că o să fie evenimente, voi îmi spune, suntem aici. Ce se întâmplă în bucătărie, băi, că miroase? Ce strălucitoare e bucătăria voastră astăzi. Ce strălucitoare. Strălucitoare, din Ardeal. Imperstilistic, așa. Ia, ce faceți acolo? Bate lumina în ei. Dacă nu miroasea, nu te întorceai la noi. Mai întorceam, dar nu acum, dar m-ați nebunit cu mirosul, mor aici. Da, ce așteptăm? Vreau să spun eu că atâta mi-au crescut de la drojdia voastră, nebunie, desprins. Deci drojdie de București. În cuptor se află pupurile tale. Da. Pupuri, așa se numesc, ce gândește. Da, niște prune îmbrăcate, așa, pupuri se numesc de la apupa. Domnul Adrian acolo a trecut la foc, că legis. E familie, casă. Ia să vedem, una, două, trei și... Nu mai plecăm. În cuptor pupurile și în sală mirosul. Mai stăm, nu? Da, mai stați, nu? Mă gândeam eu că mai stați. Da. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem de la Lena și la Septimiu și la Adrian, mai povestim cu ei. Până atunci, oare ce legătură există între Alice Peneacă și Silviu Prigoană? Cuvântul de... parola de cod, pupă-mă! Numeroase personaje mondene vineri seara la premiera noului film românesc Pupomă 3, Ouăle, Franceza și Ardelenii. Printre invitați s-a numărat și fotomodelul Alice Peneacă, una dintre cele trei mândre cu rol de ispită. Bună, sunt una dintre fete, mă cheamă Adina și eram rătăcite pe acolo pe la Antold când o să întâlnim bacii și o să plecăm într-o aventură împreună cu ei. Alice din viața reală se aseamănă cu personajul din film? Nu neapărat, nu. E foarte... Bine, hai să zicem mai mult în ziua de astăzi, poate. Este foarte cu picioarele pe pământ, mă rog, cât se poate, că toate trei suntem cam amețite și naive în film. Eu sunt cea mai... picioarele pe pământ puțin dintre ele, dar nu pot să zic că se aseamănă. Nu. Știu că ați filmat în zona Ardealului. Ți-a plăcut zona? Foarte frumos, super. Și chiar m-am întors ulterior să văd mai bine zona aceea. Alice nu a venit singură, ci însoțită de iubitul ei, Dragoș Calamite, cel cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste încă din vara anului trecut, la 3 ani și jumătate de la divorțul cu regizorul Bobby Păunescu. Nici afaceristul Silviu Prigoană nu a lipsit de la eveniment. Acesta era însoțit de Mihaela, soția sa, și 3 dintre copiii lor. Specific domnului Prigoană, interviul a început cu un moment de tandrețe între cei doi. În această seară minunată am ieșit cu Mihaela. Așa. Că n-am apucat de Valentine's Day, că aveam alt program. Am stat în intimitate, în pace și liniște. Și am ieșit să-l vedem pe Vărusândel în trilogia, care azi e ultima parte a trilogiei. Să înțeleg că sunteți un fan înrăit. Sunteți și prieten? Sunt și neamuri. Sunt neamuri, da, păi am venit de obligație, că altfel nu veneam, da, e obligatoriu. În stilul său caracteristic și mereu cu glumele la el, acesta se mândrește cu soția lui. Mihaela și Silviu formează un cuplu de 7 ani, iar ea este o persoană foarte discretă și greu de prins în spațiul public.
Mihai Albu este trup și suflet alături de femeia care i-a dat viață. Celebrul designer de pantofi și-a aniversat ieri mama, care a împlinit 95 de ani. Află numai la Exclusiv VIP cum își îngrijește mama Mihai Albu și cum a serbat-o. Imagini nemai văzute cu celebrul designer de pantofi numai la Exclusiv VIP. Poze de colecție cu Mihai Albu din copilărie și părinții săi. Stați aproape! În weekend a fost ziua de naștere a domnului Li, s-a împlinit doar 80 de primăveri. Imediat intrăm în legătură cu domnia sa, închinăm o sticlă de apă, beți apă responsabil pentru domnul Li, că nu mai bem la vârsta asta alcool. O dedicație specială până intră în legătură, o piesă cântată de Lena Miclăuș, de Septimiu, de Minodora și de Codruța Filip. Super piesă! Când pornește mărbișoare, nu mă las de vânătoare. Cât păpușcă mi stăpân, de vânătoare mă țin. Cât pot merge păpișoare, nu mă las de vânătoare. Cât păpușcă mi stăpân, de vânătoare mă țin.
cer, când am tras la pământ ca cer, cât pot merge pe vișoare, nu mă las de vânătoare, cât pe pușcă mi stăpân, de vânătoare mă țin. Cât pot merge pe vișoare, nu mă las de vânătoare, cât pe pușcă mi stăpân, de vânătoare mă țin. Doamnelor și domnilor, de la Lena și Septimiu, o să dăm, o să vedeți când o să vedeți și piesa cea frumoasă cu, haideți să facem bucătărie frumoșilor, cu Minodora și cu Codruța. Până atunci reporterul nostru Monica Popa se află acasă la familia Lis, să spunem la mulți ani. Bună, Cristi, bună ziua, doamnelor și domnilor! Nu puteam să trecem cu vederea ziua de naștere a domnului Viorel Lis și mă aflu chiar acum în casa dânșilor. Alături de mine este Oana și Viorel, îi spunem la mulți ani și noi. Mulțumim, mulțumim! Poftiți! La mulți ani, domnule Viorel! Da, da, lăsăm aici ca să se vadă frumos. Cum vă simțiți? În primul rând vreau să îi mulțumesc lui Cristi pentru că m-a invitat la această emisiune și de asemenea îi spun că mi-a plăcut mult interviul care, adică mesajul care mi l-a dat cu ocazia zilei mele, care nu o spun pentru că nu mă bucur prea tare, sunt prea mulți ani. Dacă eram mai tânăr, era bine. Dar oricum, mulțumesc. Mulțumesc pentru emisiune. Noi colaborăm de mult. Ne cunoaștem din 90, când am fost la o emisiune și trebuia să semnați cărți, o carte care ați editat-o, și de atunci am rămas în relații bune. Doamnelor și domnilor, ce bucurie! De singură dată, mulțumesc! Mare bucurie să-l vedem pe domnul primar. Eu acum vreo 4 sau 5 ani de zile m-am întâlnit la un eveniment și domnul îi zicea: domne, nu știu ce să zic, nu știu cum o să mai fie. Uite, domnul primar, că ați prins și vârsta asta frumoasă. Cum vă simțiți? Cum a fost de ziua dumneavoastră? Nu e frumoasă, e o vârstă prea nasoală. De 80 de ani, nu vine să cred. Oricum, nu pot să mai merg, am stat acasă. Și au venit niște televiziuni, prietenii mi-au dat mesaje, atât, mai mult nu. Da. Dar ține ochii deschiși, Viorel, că lumea te vede, ține ochii deschiși. Da. Încă n-am murit. N-a murit domnul Lis, nu vă faceți probleme, dacă ar ține el minte ce am făcut noi acum 20 și ceva de ani, vă dați seama. Oana, la mulți ani să străiască. Ce ați făcut? Mulțumim, noi petrecem că a fost frumos 3 zile și 3 nopți. Dar n-am plinit 80 de ani. Da, eu țin aminte că domnul Lis a zis odată că primul care moare, eu mă mut la țară, adică ținem minte, domnul Lis întotdeauna e cu umorul la el. Nu. Cam așa e. Dacă cum era, dacă mă? Dacă tu mor primul? Nu, mă. Dacă tu mor primul, te muți la țară? Nu, mă. Ba da. Când rămâne unul singur, eu mă mut la țară. Așa. Oana, cum se... Te rog să frumos să-mi spui, da, să-i faci o declarație de iubire lui Viore și spune-mi cum a fost sărbătoarea voastră. Din punctul tău de vedere. Viorele, mâncați-aș tortul, că arată bine. Mâncați-aș tortul. Îmi face astfel de eu știu, cum se spune, urări. Urări în fiecare seară. Asta e foarte frumos. Îi spun că îl iubesc în fiecare seară. Am grijă de el așa cum pot. Să ne ajute Dumnezeu și în continuare să fim sănătoși amândoi. Și vreau și eu să ajung la 80 de ani și Viorel să-mi facă ziua atunci. Promis, Viorel? Da, promit. Domnul Lis, transmit salutări prin îngeri. Domnul Lis, nu ziceți, domne, că eu am senzația că dumneavoastră sunteți de cursă lungă. Nu mă păcăliți dumneavoastră pe mine. Pe de altă parte, vreau să vă întreb cum sunteți, că știu că urmăriți, ne-a mai povestit Oana, noi ne-am mai văzut. Cum sunteți? E așa cu totul. De ziua dumneavoastră am văzut că ați fost în formă, v-am văzut pe la televizor. Am trecut prin foarte multe...
eu știu, probleme. În primul rând, începând de acum 10 ani sau cam așa ceva, am fost operat de colicist, am făcut infart, după infart am făcut COVID. Oricum, cei mai musafiri care veneau cel mai des la mine erau de la salvare. Au trecut astea și acum pot să spun că mă simt destul de bine, nu mai am nicio durere, aștept să vedem ce organ mai cedează și ce trebuie să mai fac, dar v-am spus, acum mă simt foarte bine, adică în afară de faptul că nu pot să merg. Domnul primar, am următoarea întrebare. Acum mulți ani de zile când v-ați îndrăgostit de Oana, iar acum 12 ani v-ați căsătorit. Știați că va fi pentru totdeauna. Vedeți că Oana este la bine și la rău alături de dumneavoastră, ceea ce este absolut minunat. Eu n-am vrut, nu vreau să depind de nimeni. Deci Oana știe, i-am spus de mult dinainte de căsătorie că poate să facă ce dorește, nu trebuie să stea cu forțat cu mine sau obligată. Deci ea hotărăște și în felul cum mi-a demonstrat că atunci când am fost internat, cred că am fost internat de 3-4 ori, a stat cu mine la spital, a dormit cu mine, lângă mine, nu cu mine, lângă mine. Și m-a ajutat foarte mult. Atunci mi-am dat seama că ține mult la mine și acum, într-un fel, sunt sigur de, nu neapărat iubirea, de legătura care există între noi doi și faptul că mă apreciază în continuare tot așa de mult. Iar eu mă port, într-un fel, zic eu, foarte frumos cu ea, o stimez, o respect și oricum o ajut să mănânce cât mai mult. Oana? Îi place. De asta am zis că îi place și eu o ajut. Da, Oana, poți să spui cât de mult glumim noi, Cristi, da. Da. Cum să zic, cum a zis și Fiorele, mai mult decât iubire. Ce este? E o dependență, e o legătură karmică, e mai mult decât iubire. Cred că o relație ca să dureze nu ajunge doar iubirea. Adică sunt mai mulți stâlpi a unei relații. Trebuie să fie și respect, trebuie iubirea să fie... Iubirea poate să termine imediat sau eu știu, dar oricum iubirea înseamnă un moment când se întâmplă ce se întâmplă. Deci înțelegerea și, cum să spun, legătura asta e foarte puternică. Da, să ai valori comune, să îți dorești o familie, să îți dorești siguranță. Adică cred că lucrurile astea și simți umorul. Noi râdem în fiecare zi, facem mișto unul de altul. Poate unii nu înțeleg, dar pentru noi este foarte, foarte important lucrul ăsta. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult. Las un ultim cuvânt de la domnul primar și după aceea vă pupăm și vă lăsăm să mâncați tortul ăla că vă ținem lângă el așa și nu e nu-i frumos. Cum ai ajuns la 80 de ani, Viorel? Stai-mă puțin. Un ultim cuvânt e că vă mulțumesc pentru invitația la emisiune și cum să fie în continuare așa cum e acum, măcar, adică să nu se mai răutățească sănătatea și Oana să fie tot timpul lângă mine. La mulți ani, domnul Liz, vă pupăm, vă iubim. Sărbă să doriți ca făți frumos și să vă simțiți ca făți frumos. Pauză, ne întoarcem. Chestii senzaționale în bucătărie, doamnelor și domnilor, astea sunt, mai zi-le o dată. Cherdele. Am mâncat pozitiv, iau două, trei acasă, iar astea sunt pupurile Lenei. Tu l-ai, domnie, că bun este cu prune. Și mai e o tură acolo, bravo, mă, Lena, dar ești grozavă, pe bune. Sunt harnică. Harnică și talentată, dragă. Astea sunt bune de dragobete, nu? Da. Da, numai că de dragobete o să mergem să ne dea de mâncare alții. Suntem la un eveniment foarte, foarte special la Timișoara, la Trio, unde toată lumea vine, e balul portului popular. Toată lumea vine în port popular, inclusiv noi, ospătarii și toată lumea. Deci pe 24 să vină la Timișoara să vă vadă. Pe 24 la Timișoara și nu vin să stea pe Facebook, pe telefoane, ca la alte evenimente. Vin să joace. Hei, ce frumos. Lena și Septimiu pe 24 februarie la Timișoara. Stați aici cu mine, o să-i mai vedeți zilele astea. Doamnelor și domnilor, un moment extrem de emoționant în acest moment. Pentru că
Ieri, Mihai Albu, prietenul nostru, a sărbătorit-o pe cea mai importantă prezență feminină a vieții sale, care nu este altcineva decât mama lui. Avem o întâlnire absolut minunată cu Mihai și cu mama sa. Bun găsit și la mulți ani, doamnă! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumesc! Foarte frumos! Vreau să vă întreb cum ați sărbătorit? Cu multă bucurie. Mihai, spune-mi exact, mama ta a împlinit o vârstă superbă, pot să o spun, da? Doar da. 95 de ani, ceea ce este un lucru absolut minunat. Cum ai sărbătorit-o și cum te simți acum de ziua ta? De ziua ei? Au venit multe mesaje, mii de mesaje, am pus această poză pe care ați difuzat-o, am pus-o pe Facebook și toți prietenii mei, foștii colegi de generală, de liceu, de facultate, toți au cunoscut-o pe mama și i-au urat la mulți ani și toate cele bune, să fie sănătoasă. Mama a împlinit 95 de ani ieri, nu, alaltăieri, pe data de 19 februarie și am făcut tort, a primit telefoane de la toate rudele noastre, de la prietenele ei, de la cunoscuți. A fost o zi, cred eu, minunată pentru mama. Așa a fost, da. Da, avem și câteva imagini frumoase pe care le-a dat Mihai, o să ruleze în timp ce vorbim cu doamna Albu, ca să zic. Doamnă, spuneți-mi despre băiatul dumneavoastră, care este de o viață alături de dumneavoastră și este un înger păzitor de atâția ani de zile, vă rog. Să spui despre mine. Sunt fericită pentru că stau cu băiatul meu. Foarte frumos. Are grijă de mine și de toate. Îmi face viața să o simt ușor și să mă bucur de orice clipă pe care o trăiesc, de absolut tot. Foarte frumos. Mihai, tu te-ai emoționat acum, așa cum de altfel știu, tu ești un om cu foarte mult suflet și stau și mă gândesc acum că noi anul trecut, când ne-am văzut în ziua în care ne-am despărțit de regină, tu mi-ai spus, aș putea să vin, dar mi-era foarte greu pentru că mama ta a trecut printr-un moment greu și iată, acum de ziua ei sunteți împreună, nu-i așa? Da, uite, da, bine, da. De atunci de când am vorbit au mai fost niște evenimente. În momentul ăsta trece prin clipe destul de grele, în decembrie, la sfârșitul de decembrie, chiar înainte de Revelion, a căzut în casă și și-a fracturat bazinul. Acum este în recuperare. În principiu face un efort foarte mare, că stă în poziție șezut, nu prea are voie. Dar, uite, pentru spectatorii, telespectatorii voștri, prietenii voștri, uite, a făcut un efort. Să știți, doamnă, că avem niște fotografii superbe cu Mihai când era mic, că a fost și Mihai mic la un moment dat, cu el când era mai tânăr. Cum era Mihai când era el mic, mic și noi nu-l știam, că noi știm numai mare. Era un copil foarte isteț, foarte isteț. Și ne-a făcut viața frumoasă. Mihai, cred că în momentul ăsta tu te simți fericit și foarte emoționat că ești lângă mama ta și vreau să vă propun lucrul următor, să continuăm acest dialog foarte frumos pe data de 8 martie, când aș vrea să vorbesc despre relația voastră și să vorbim despre cum au fost călătoria mamă-fiu de-a lungul anilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Continuăm pe 8 martie. Doamnă, să fiți sănătoasă și să ne vedem și la 100 de ani, da? Mă mulțumesc din toată inima. Mă bucur să faceți cinstea asta. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Mihai, felicitări. Ești un om grozav. Toate cele bune, doamnelor și domnilor. Mâine, alte surprize din partea noastră. Pa! Te invită să... Mai rămân?